Știi, dumneata, că la lăsata secului am mers la grădină la Union. Eram eu, consoarta mea și cumnată mea Zița. Ne punem la o masă ca să vedem și noi comediile alea de le joacă Ionescu. Trece așa, presca la un sfert de ceas. Și numai ce mă pomenesc cu un ăla, cu un bagabond de amploiat. Mă pomenesc că vine și se pune la altă masă alături, cu fața spre masa noastră și cu spatele la comedie. Șade rezemat într-un peș. Șade, șade, șade și se uită lung și galeș la cocoane. Se uită, se uită. Eu, cum m-a făcut Dumnezeu cu ambiți, mă scol ca să plecăm. Cocoanele nu, că să mai ședem, că încă nu s-a isprăvit comedia. Încep să mă încruntez la bagabond și maică-mi venea să-l cârpesc. Dar mi-era rușine de lume. Eu de negustor. Să mă pui în public cu un coate goale nu vine bine. Mai mă uit eu încolo, mai mă fac că nu mă sinchisez de el. Bagabondul cu ochii zgâiți la cocoane. Ba încă își pune și ochelarii pe nas. Tii, frate Naie, să fi fost el aci, să mă fiarbă așa, că-i sărea ochelarii din ochi și giubenul din cap de auzea câinii din Giurgiu. În sfârșit se isprăvește comedia. Ne sculăm să plecăm. Coate goale se scoală și dumnealui. Plecăm noi, pleacă și dumnealui după noi. Eu îl vedeam cu coada ochiului, dar nu vreau să le spui cocoanelor ca să nu le rușinez. Știi cum e veta mea, rușinoasă. Ei, apucăm pe la Sfântul Ionică ca să ieșim pe podul de pământ. Papugiul cât colea după noi. Ieșim în dosul Agiei, coate goale după noi. Ajungem la Sfântul Ilie în Gorgani. Moftangiul după noi. Mergem pe la Mihai Vodă ca să apucăm spre stabiliment. Mațe fripte după noi. Nici această introducere nu mi-aparține. Ați recunoscut desigur fragmentul din piesa de teatru O noapte furtunoasă a lui Ion Luca Caragiale și o spun din nou, cel mai renumit, jucat și iubit dramaturg român. V-ați dat seama că am început un mic serial despre aspecte mai puțin cunoscute ale vieții acestuia, dar și ale timpului în care a trăit. De exemplu, grădina Union, unde a mers jupând Dumitrache cu nevastă Saveta și cumnata Zița, a existat cu adevărat. Jupând Dumitrache este copiat unul la unul după un negustor bucureștean. Situația prezentată s-a petrecut aievea. Iar coate goale, mațe fripte era chiar autorul, după cum avea să-i spună bunului său prieten Paul Zarifopol mai târziu. Mă, rică sunt eu! Se referea la Rică Venturiano. Și bătaia era cât pacii să se întâmple în realitate. În seara premierei piesei O noapte furtunoasă, când negustorul despre care vorbim aflat în sală, s-a repezit la Caragiale să-i aplice o corecție, acesta scăpând, se pare, cu fuga. De unde a apărut acest coate goale, mațe fripte, care își râdea de onoarea și mândria acestei lumi de mici burghezi de mahala, dar, vom vedea mai târziu, și de onorabila clasă politică dâmbovițeană în o scrisoare pierdută? Haideți să vedem. Ion Luca s-a născut într-un cătun sărac, format din câteva familii de țărani și țigani așezați pe lângă mănăstirea Mărgineni din județul Prahova pe atunci. Această așezare s-a numit mai târziu Haimanale. Acum poartă numele scriitorului și aparține din punct de vedere administrativ de județul Dâmbovița. La 30 ianuarie 1852, când s-a născut Ion Luca, așezarea era alcătuită din cocioabe și colibe, fără drumuri trasate, doar poteci bătute cu piciorul, singurele construcții în adevăratul sens al cuvântului fiind mănăstirea, existentă de pe la sfârșitul secolului XV, de pe vremea domnitorului Vlad Călugărul al IV-lea,
unul din frații lui Vlad Țepeș, o biserică și o casă unde locuia secretarul mănăstirii, împreună cu familia, acesta fiind Luca, tatăl scriitorului. Această mănăstire a avut un destin aparte, întrucât încă de pe la 1840 funcționa ca un fel de închisoare. Aici a stat între 1840-1843 și Nicolae Bălcescu, iar acum este penitenciar de maximă siguranță pentru bărbați. Familia Caragiale era abia la a treia generație în țara românească. Venise în anul 1812 odată cu Ion Gheorghe Caragea, care fusese numit domn de către înalta poartă. Caragea, acela care a dat primul cod de legi inspirat de codul civil francez, care s-a confruntat cu o epidemie de ciumă încă din primele zile ale domniei și despre care se spune că chiar el a provocat-o, întrucât la Constantinopol boala făcea ravagii de ceva vreme și în suita sa ar fi fost oameni deja bolnavi. Caragea, acela a cărui fică, Ralu Caragea, a organizat primul zbor cu balonul din această parte de lume și primul teatru românesc, la Cișmeaua Roșie, despre care am vorbit într-un material anterior. Caragea a fost unul dintre puținii domnitori fanarioți care au scăpat de securea gâdelui de la Constantinopol, fiindcă după ce a strâns o avere uriașă din taxele împovărătoare puse pe munca țăranilor și veniturile brezlelor negustorești, în 1818 a fugit în Transilvania, apoi în Italia, stabilindu-se împreună cu toată familia și câțiva apropiați la Pisa. Așadar, printre slujitorii acestuia se afla în anul 1812 Ștefan, un bucătar albanez din insula Hidra, care se afla în administrarea Greciei. Bucătarul era căsătorit și avea la acea dată un fiu, Luca, tatăl scriitorului, care fusese născut la Constantinopol. Numele de familie nu se cunoaște. Acestuia i s-a spus așadar Caragiale, adică al lui Caragea, și a cunoscut mai multe forme până a rămas Caragiale abia în timpul scriitorului Ion Luca. Familia lui Ștefan s-a mărit pe parcursul anilor. A avut în final 3 băieți și 2 fete, băieții Luca, Iorgu și Costache fiind nume sonore în teatrul românesc, tocmai la începuturile lui, în special Costache și Iorgu, care au avut o contribuție uriașă la înființarea primelor trupe de teatru în limba română și a primelor teatre naționale la Iași și București. Despre Costache Caragiale puteți afla câteva amănunte din materialul dedicat acestuia. În familia bucătarului albanez se vorbea grecește și românește, Ștefan fiind singurul care știa albaneză. Aceasta nu s-a transmis și copiilor, cum mai târziu nepoții săi nu vor mai vorbi limba greacă. Ion Luca Caragiale, în afară de câteva cuvinte pe care le cunoștea, nu înțelegea deloc grecește. Tatăl scriitorului, Luca, începe și el o carieră în teatru alături de Costache, de care era destul de apropiat ca vârstă, acesta din urmă născându-se după venirea la București a bucătarului lui Vodă și se căsătorește cu o frumoasă actriță de origine greacă, Calliope Kalloropoulos, în anul 1839, de care se desparte, fără însă a divorța. Părăsește teatrul și își caută o ocupație mai statornică, din care să-și asigure traiul, întrucât se știe foarte bine că actorii, încă de la început până mai colea în zilele noastre, nu au fost niște oameni tocmai bogați. Se însoțește cu Ecaterina Caraboas, fiica unor negustori greci din Brașov, și reușește să intre ca secretar al mănăstirii Mărgineni, pe lângă serdarul Costache Păltineanu.
Putem presupune că slujba nu era tocmai rea, din moment ce mănăstirea era destul de bogată în moșii, păduri, podgorii și robi. Părinții lui Ion Luca nu s-au căsătorit niciodată, deși au avut o viață bună împreună și doi copii, pe scriitor și o fată, Elena Caragiale, mai mică cu 3 ani decât acesta. Despre primul an de școală, Ion Luca spunea: mi-am făcut instrucțiunea cu slovă popească în curtea Bisericii Sfântul Gheorghe. Am tocat la biserică și am tras clopotele cu dragoste. Prima slovă pe care am învățat-o a fost cu dascălul de la Sfântul Gheorghe. Din clasa a doua merge la Ploiești, la școala domnească numărul 1, unde îl are învățător pe Bazil Drăgoșescu, cel care a avut o înrăurire foarte mare asupra sa. Ion Luca îl va evoca într-o proză din 1909, numită Peste 50 de ani, în care povestește vizita domnitorului Alexandru Ioan Cuza și lecția memorabilă susținută de învățător cu această ocazie. În anul 1868, proaspăt absolvent al gimnaziului de băieți Petru și Pavel din Ploiești, împreună cu mama și Elena, sora mai mică, se mută la București, unde tânărul Ion Luca se înscrie la liceu. Aflându-se însă în apropierea celor doi unchi, Costache și Iorgu, figuri importante ale teatrului românesc, tânărul Iancu, așa cum îl alinta familia, se îmbolnăvește și el de acest microb și părăsește deocamdată studiile și se angajează la Teatrul Național, unde director era Ion Heliade Rădulescu, în corpul de figurație, urmând în același timp cursurile de declamațiune și mimică la clasa unchiului său, Costache. Dacă mama, Ecaterina, privea cu îngăduință pasiunea fiului său, tatăl rămas la Ploiești, angajat acum la tribunal ca supleant, pune piciorul în prag și îl cheamă pe Ion Luca de la București, fiindcă l-angajase copist la tribunal și tânărul Iancu se supune hotărârii acestuia și se întoarce acasă. În 1870, tatăl se îmbolnăvește. În Ploiești aveau loc alegeri pentru consiliile comunale și pentru cel județean. În tot orașul era fierbere mare. Cetățenii îi votau pe reprezentanții liberalilor. Guvernul conservator dizolva consiliile și tot așa, până când cetățenii Ploieștiului, conduși de Alexandru Candiano Popescu, deputatul liberal, se revoltă și ies în stradă. Alexandru Candiano Popescu este arestat. Sub presiunea maselor este pus în libertate și proclamă Ploieștiul Republică Independentă. Am vorbit despre acest episod la care tânărul Caragiale a participat atât de partea revoluționarilor, cât și în calitatea sa oficială de copist al tribunalului din Ploiești, ca tot românul imparțial, material pe care vă invit să îl urmăriți. În același an se stinge din viață tatăl său și Caragiale se trezește peste noapte la 18 ani capul familiei, dator să asigure veniturile necesare pentru mama și pentru sora sa. Și un lucru mai puțin cunoscut despre marele dramaturg este acela că vreme de 15 ani a muncit pentru a le asigura o existență lipsită de griji. Funcția de la tribunal era însă prost plătită și nici nu-i plăcea, așa că își convinge mama să se mute din nou în București și în 1870 este angajat în trupa de teatru a lui Mihail Pascali ca sufleur 2 și copist, fiindcă postul de sufleur 1 era ocupat de Mihai Eminescu, cu care se și împrietenește. Din această perioadă ne-a rămas mărturia actorului Emanuel Manoliu, care spunea despre suflerul Caragiale următoarele: știu că era un bun sufleur, că para ușor încurcăturile din scenă, pe cele din repetiții le zeflemisea, iar pe cele din timpul spectacolelor le salva în mod ingenios.
Tânărul Caragiale se aruncă în viață cu entuziasmul și inconștiența specifice celor 18 ani. Avea încă toate speranțele și iluziile întregi. Era mânat de dorința de a scrie, de a deveni cunoscut, de a se exprima și grija pentru mama și sora sa îl motivează. Îl determină să-și caute mai multe angajamente. Lucra la Teatrul Național, făcea traduceri din franceză, limbă pe care o cunoștea foarte bine și, după cum el însuși mărturisea, dădea lecții în particular copiilor din familiile bogate. Aspirațiile și le exprimă într-o scrisoare către Alexandru Vlahuță, bunul său prieten. Am împlinit 20 de ani. Sunt copil de părinți sărmani și fără nume. Am rămas după moartea lui tatămeu singurul sprijin al mamei și al sorămii. Am învățat atâta școală câtă la limită mi-ar fi de ajuns să mă pot apuca de învățătura dreptului, să mă fac avocat. Am o educație nu tocmai îngrijită, fiindcă părinții mei nu au avut mijloace să-mi dea una aleasă. Dar am puțin bun simț și, cum poți constata și dumneata, mă exprim, fără vreun fel original de gândire, destul de limpede și de comod. Pe lângă asta, sunt, slavă Domnului, sănătos și voinic. Duc bine la tăvăleală. Dovadă că pot fi în același timp și sufleur, și copiz la teatru, și corector într-o tipografie mare la două ziare și dau lecții la niște copii. Așa că pot cu una, cu alta, destul cu ce să ne susținem eu și familia până să termin studiul dreptului. Pe de altă parte însă, eu încă de mic, din clasele primare, am mare tragere de inimă pentru altă carieră, pentru literatură. Mama și sora mea îmi sunt devotate și niciodată nu le-ar trece prin minte să cântărească bucata de pâine pe care le-o pot da. Nu s-ar plânge să viețuiască totdeauna în sărăcie, numai să mă știe pe mine cu sufletul mulțumit. Ba, chiar am luat seama, mamei parcă îi fac plăcere apucăturile mele de bucher. Ce să fac? Pe ce cale să apuc? Să mă dau încotro mă îndeamnă interesul real la avocatură și la politică, unde cred că n-aș rămâne mai prejos de atâția alții, sau să mă duc încotro mă târăște pornirea sufletească la cariera literelor. Și a ales literatura și publicistica. A lucrat pe la diverse publicații, Ghimpele, Alegătorul Liber, Unirea Democratică din zona liberală, La Timpul cu Eminescu, un ziar conservator, ca să dau numai câteva exemple. Prima producție literară apare în revista satirică Ghimpele, în numărul din 16 decembrie 1873 și este vorba de o satiră antimonarhică, Șarla și Ciobanii, semnată Car. Devine un colaborator fidel, susținând mai multe rubrici, fără a semna însă cu numele său, pseudonimele folosite fiind Car și Palicar. Și poate părea greu de crezut, dar Caragiale și-a încercat talentul și în poezie. Și chiar îi se publică în anul 1874 un poem în revista Contemporană, pe care îl semnează de data aceasta cu numele său întreg. Și dacă vă întrebați cum suna, iată. Ce-mi spui de poezie, de acea himeră tristă, când lumea de astăzi rece și materialistă își râde de himere și de puterea lor? Cerințele de acum condamnă poezia ca rătăcirea, crima, păcatul, erezia, ce merită să poarte disprețul tuturor. Desigur, nu este Eminescu, nu este nici măcar Alexandrii. Deși se vede o ușurință în versificare, pe care o va exploata în câteva traduceri din literatura franceză care au avut un mare succes și au fost puse în scenă de Teatrul Național, apreciate de critici și îi vor deschide ușile junimii. În 1878, pe 28 mai, este prima dată când participă la o ședință a acestei societăți, în București, unde era sărbătorit
succesului Vasile Alexandrii, care fusese premiat în Franța pentru oda Gintea Latină. Eminescu era de mult o figură binecunoscută și își citea frecvent poeziile la întruniri și ne putem închipui un Caragiale observator al atâtor figuri literare ale vremii, peste care patrona Titu Maiorescu. Este totuși greșit să ni-l închipuim ca pe un spectator al societății, nici pe departe. Caragiale a fost el însuși un jucător activ, încercând să câștige un loc cât mai confortabil, potrivit talentului său, în care credea cu toată tăria. Prima piesă, O noapte furtunoasă, o citește în anul 1878 la banchetul anual al Junimii de la Iași, unde ajunsese la invitația lui Maiorescu pe cheltuiala acestuia, ca și Eminescu și Slavici. Impresia produsă asupra junimiștilor a fost copleșitoare. Caragiale copiase un tablou al Mahalalei bucureștene. Nu era vorba de o producție fantastică, de ficțiune, ci de o oglindă pusă în fața unui segment al societății, din care el însuși nu se excludea. Așa cum am amintit, el spunea mai târziu prietenilor săi că Rică Venturiano, tânărul ziarist care își pierduse uzul rațiunii și combătea virulent, era el însuși. Piesa este preluată de Teatrul Național din București. Prieteni și ziariști îi fac reclamă în toate publicațiile existente. Actori renumiți ai epocii, printre care Grigore Manolescu și Aristița Romanescu, sunt distribuiți și încep repetițiile. Premiera are loc în ianuarie 1879 și naște un mare scandal. Noi ne bucurăm de piesa acum, o găsim savuroasă, pentru că aduce în scenă personaje din altă epocă. Dar la acea vreme, tânărul Caragiale mutase strada pe scenă. Subiectele erau de actualitate și oamenii zugrăviți în piesă se aflau chiar în sală și se vedeau ca într-o oglindă. Cu siguranță nu le-a plăcut foarte mult. De exemplu, grădina la care face referire Jupân Dumitrache se afla chiar în spatele clădirii Teatrului Național, unde s-a jucat piesa, pe strada Câmpineanu, întrucât la vremea aceea clădirea Teatrului Național din București era pe Calea Victoriei, pe locul unde se află acum Hotelul Novotel, pentru cei care cunoașteți Bucureștiul. Grădina se chema Union Suisse pentru că în curte, într-o căsuță mică, se afla Clubul Coloniei Elvețiene și era frecventată vara de bucureșteni, pentru că aici aveau loc diverse reprezentații ale unor trupe care jucau spectacole de revistă. Un faimos actor și director de trupă a fost I. de Ionescu, care a avut un mare succes în epocă și pe care îl pomenește și Jupân Dumitrache. Chiar Jupân Dumitrache, poreclit de Caragiale titircă inimă rea, a existat în realitate. Locuia pe calea Șerban-Vodă și povestea descrisă are și ea un fundament real. În București exista un negustor de cherestea, Dumitru Nicolau, care a trăit între anii 1825-1900. Povestea era cunoscută în spațiul public. Acest negustor, căsătorit cu Paraschiva, care îl traducea cu Gheorghe Berevoianu, un alt negustor chiristigiu, avea o cumnată care se numea Rița. Cuplul va divorța în final și Paraschiva se va căsători cu Berevoianu, amantul său. Totul era atât de transparent, încât spectacolul a fost întrerupt de huiduielile și protestele din sală și autorul s-a văzut nevoit să scape cu ajutorul câtorva prieteni și aiuțelii sale de picior care l-au salvat din ghearele lui Jupân Dumitrache. Ulterior, directorul teatrului Ion Ghica face modificări asupra textului fără a-l consulta pe Caragiale. Gurile rele spun că Marele Alexandrii
a făcut presiuni în acest sens, întrucât se pare că scriitorul nu era chiar simpatic. Caragiale se înfurie și, consultat de Titu Maiorescu, înaintează direcțiunii un protest și puțin a lipsit să nu îl provoace pe directorul teatrului Ion Ghica la duel. Piesa se joacă, așa cum a fost modificată de Ion Ghica, dar la reprezentație se naște în rândul publicului mai întâi o rumoare, apoi proteste în toată regula, de data aceasta pentru felul în care era înfățișată garda civică. Aceasta a fost înființată în anul 1866, după răsturnarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Legea de înființare prevedea, printre altele, următoarele. Din gardă puteau face parte bărbați între 20 și 40 de ani, dacă erau apropitari, cum spunea Caragiale, sau plăteau o chirie în valoare de 500 de lei. Aceasta a funcționat până în anul 1882 și contribuia la menținerea ordinii în oraș. Era subordonată Ministerului de Interne și ne aducem desigur aminte că jupând Dumitrache, capitan în garda civilă, era bun prieten cu polițaiul Naei Pingescu, de fapt acesta fiindu-i un fel de superior, să spunem, în domeniul ordinii publice. Garda avea o organizare asemănătoare armatei, plutoane, companii, regimente, batalioane, membrii erau dotați cu arme, erau și remunerați pentru serviciul efectuat din fondurile primăriei și aveau o structură proprie de personal activ combatant, adică deținător de grade similare celor din armată, jupând Dumitrache era capitan, Chiriache era sergent, dar și personal suport prevăzut pentru fiecare legiune. De exemplu, un procuror, 3 ajutanți majori, casier, un maestru toboșar, gorniști. A fost o instituție foarte interesantă, creată pentru comunitate, la care erau obligați să se înroleze membrii activi ai acesteia. Și trebuie să spunem că și Caragiale a făcut parte din garda orășenească sau civică, așa cum i se spunea. Acum, să ne înțelegem, Nenea Iancu, fiind foarte ocupat, în special noaptea, întrucât lucra corector la 2 ziare, mai fenta uneori rondul de noapte, care era obligatoriu, și când pica de serviciu, plătea pe altcineva să-l execute în locul lui. Așadar, în garda civică se regăseau bărbații din diferite categorii sociale și stăteau foarte bine alături bancheri, farmaciști, scriitori, librari, avocați, cu meseriași sau mici negustori. Ne dăm seama că, de fapt, Caragiale nu a inventat nimic. Tabloul înfățișat de el era cât se poate de real. Mica burghezie în formare, Mahalaua, se mutase dintr-o dată pe o scenă în fața tuturor. Spiritul lucid al scriitorului a pătruns dincolo de ipocrizie și falsitate. Era senzațional, dar societatea nu era pregătită pentru a se uita în oglindă, cum nu este nici astăzi, din păcate. De la umorul blând, elegant și fin al lui Alexandri în Chirița, de care spectatorul nu se simte deranjat, la tușele groase ale lui Caragiale, este o distanță atât de mare ca cea dintre un boier de viță veche care și-a rafinat educația în câteva generații de trai bun și nepotul unui plăcintar albanez, produs al unei lumi care tocmai se năștea și care nu mai putea fi atinsă de un limbaj al vremurilor trecute. Avea nevoie de ceva tot atât de țipător și frust cum era ea însăși. Caragiale s-a născut dintr-o necesitate. Și dacă vreți să știți ce s-a întâmplat cu piesa, ei bine, a fost scoasă din repertoriul Teatrului Național. Dar în virtutea apropierii lui Caragiale de Titu Maiorescu, acesta o publică în revista Convorbiri Literare în anul 1879. Și totuși destinul
i-a pregătit acestei comedii o viață fericită, întrucât a beneficiat de-a lungul timpului de foarte multe ecranizări, puneri în scenă, ajungând chiar și la opera română. Este una dintre cele mai iubite comedii ale lui Caragiale. Și îmi vine în minte prima ecranizare, cea din 1943, în regia lui Jean Georgescu, care a rămas pentru mine emblematică. Mi se pare că redă cel mai bine atmosfera epocii, așa cum am văzut-o eu din textul scris. A beneficiat de altfel și de o distribuție nemaipomenită. Și dacă este doar să dăm citire câtorva nume, ei bine, Jupând Dumitrache a fost interpretat de Alexandru Giugaru, Ipistatul Naiei Pingescu de Ștefan Iordănescu Bruno, George Demetru, Chiriac, omul de încredere al lui Dumitrache, Radu Beligan, studentul Rica Venturiano, Florica Demion Zița, sora Vetei, Gheorghe Ciprian, Ghiță Țircădău, Miluță Gheorghiu, artistul cupletist care l-a jucat pe Ide Ionescu și multe, multe alte nume mai puțin cunoscute marelui public. Despre acest film ar trebui să mai știți că cenzura din timpul regimului comunist a tăiat mai multe scene care li s-au părut că ar fi cu totul nepotrivite, astfel că din film s-au pierdut 10 minute. Scenele acelea nu au mai putut fi recuperate niciodată. Atât pentru astăzi, dragii mei. Cred că începe să ne fie puțin mai clară poziția lui Caragiale față de societatea timpului său, dar și a societății de atunci vis-a-vis de scrierile sale. Scriitorul era simpatic pentru prietenii săi, fiindcă a avut și prieteni care se bucurau de spiritul său lucid și verbul tăios, dar publicul care venea la spectacole era chiar acela care era jucat pe scenă. Și oglinda nu este întotdeauna flatantă pentru cel care privește. Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți. Mulțumesc membrilor și tuturor acelora care susțin prin contribuțiile lor strădania povestitorului. Vă aștept în secțiunea de comentarii cu impresii despre cele prezentate și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă.